meu. Eu m-am luptat pentru viața mea, m-am luptat. Femeia povestește că în toiul nopții cineva ar fi dat buzna în casă și s-a năpustit asupra ei. Atacatorul ar fi început să o lovească cu levierul peste cap. Eu și orice să vă zădeori niodată așa ea. Urechea cusută, aici auzi, de-am tri, bort aici au fost, ea că aici bortul a fost. Să-ți uite asupra mie, nu mă așa putea gătuie. Pe lângă zecele de lovituri grele, femeia spune că a fost și batjocorită în ultimul hal. El zice că este deja ajuns pe masă cu fața în jos. Dar cea mai gravă lovitură Eugenia a primit-o când l-a recunoscut pe agresor. Cel care a nenorocit-o îi este o rudă apropiată, spune femeia. Așa și i-am spus, zic, Sasha, eu obținit te-am încălțit, eu ți-am dat bucăță ca mie de pâine. Eugenia spune că la o lună de la cele întâmplate, ea nu se poate deplasa decât cu ajutorul unui baston. Asta în timp ce agresorul se plimbă nestingherit la libertate. Două săptămâni eu am simțit mâinile încă tuneau, două săptămâni am simțit. Astăzi, în platoul Vorbește Moldova, Eugenia se va întâlni față în față cu atacatorul. Ce-i va spune femeia celui care ar fi trebuit să o îngrijească la bătrânețe, dar și-ar fi bătut joc de ea? De ce această rudă spune că, de fapt, el ar fi cel care a suferit din cauza bătrânei? Iar pentru a demonstra că el este victima, tânărul a acceptat testul la detectorul de minciuni. Cine spune adevărul? Aflăm astăzi. Natalia Chirileanu este fiica mai mică a eroinei noastre. Ea a fost prima care i-a venit în ajutor după ce atacatorul ar fi părăsit casa femeii, lăsându-o să zacă într-o baltă de sânge. Natalia a venit astăzi în studioul nostru să povestească despre coșmarul prin care a trecut mama ei acum o lună. Să o încurajăm! Bună seara, Natalia! Bună, bine ați venit! Vă rog să luați loc! Înainte de toate, spuneți-mi, vă rog, cum se simte mama dumneavoastră? Se simte foarte rău. După tragedia asta, e nevoită să meargă în baston. Are dureri mari de cap, dinții, odor, urechea o doare, că a fost cusută și... Dar îi spun, zic, că eu chiar acuși și găsesc mașină și mă pornesc la tine. Deci v-ați pornit deodată? Da, repede am căutat. Așa. Și când ați ajuns la ea, în ce stare ați găsit-o? Plină în sânge, cu umflături, dar la moment nu putem să pricep că are ruptură la ureche, adică ce e spart, obrazul spart era. Hai să auzim ce ne-ai mai povestit tu despre acea noapte de coșmar prin care a trecut mama ta, atenție. M-au deschis și el brusc a început-o cu metalul acesta, a pălit la cap. În timpul ăsta el ședea cu capul în jos și mai ținea capișonul cu să cadă. El, cum am înțeles, cu un dușe pe dânsa. Femeia era îmbrăcată numai în hălățeau. În timpul ăsta când i s-a bătut halatul cealaltă, e deschiet. El a întins mâna și la partea genitală, adică... La ce se gândea el în momentul acela, eu nu știu. Natalia, din câte am înțeles, mama ta din prima ți-a spus, chiar atunci la telefon. Da, din start. Cine a fost atacatorul? Da. Pentru că l-a recunoscut. Da. Cine era? Nepotul ei. Chiar nepotul ei? De sora mea mai mare. Este inimaginabil, dacă sincer. Ce motiv poate să aibă un nepot să o atace pe propria lui bunică? Nu am idee. Nici dar, nu m-am gândit că nu știu, să niște versiuni. Ceva. Ce putea să-l facă? Ea comandase ferestre, două ferestre, două uși la casă. Și eu mă gândeam că el poate și o auzit că eu o comandat și s-o gândit că are bani. De ce n-a sunat 112, poliția să vină, ambulanța să vină, pe cald să-l prindă, așa. Noi am sunat. Poliția a venit înainte. A venit? Da. Poliția a venit, poliția? A venit, da. De pe sector, cum am înțeles. Dar dumneavoastră n-ați arătat unde trăiește? Eu n-am dovedit să mă duc să arăt, pentru că salvarea eu trebuia să... Comunice că l-a recunoscut și cine da, este. Da, puțin noi am discutat și trebuia să mă duc, adică să arăt unde locuiește. Dar n-am dovedit că deja trebuie să mă urc, să mă duc cu salvarea. Că... Dar mama a reușit să le comunice
pe cine l-a recunoscut, da? Da, da. I-a da. Spus numele și deja ei urmau să-l da. Caute. Pe urmă, la Drochea, noi când am ajuns la spital, peste o lecuțică de timp, a venit, adică, din Drochea, anchetatorul, o scris de la ea declarație. Pe eu credeam că tot, că din prima zi, adică o să-l iei, să-l reție, să iei dacă unghiile în gât, că erau urme de unghi, expertiză de sub unghi, amprente, toate astea, dar tot asta nu s-a făcut. Cel mai strașnic este faptul că instinctele astea infracționale se trezesc deja între rude. Iată, rudele între ei deja încep să recurgă la infracțiuni pentru a obține niște foloase sau pentru a-și atinge niște scopuri criminale. Este greu de imaginat prin ce a trecut mama dumneavoastră, fiind la o vârstă din câte am văzut destul de înaintată și agresată cu obiecte special adaptate din metal care au provocat așa leziuni. Bine că a rămas în viață, deci nu știi care vor fi urmările pentru sănătate, dar bine că a rămas în viață. Și este foarte straniu ceea ce spuneți, că persoana asta, fiind imediat identificată, este încă la libertate. Da, și tot acolo locuiește. Asta e, tot e straniu, pentru că eu îmi dau seama că mama dumneavoastră cum trece prin niște emoții duble. Una că a fost agresată și una că în orice moment se poate repeta sau nu știu care a fost scopul său, moare, să-i sustragă ceva din casă, dar știți, intenția asta infracțională poate fi dus până la capăt. Odată ce agresorul se află în libertate. Este cam, nu știu, ar trebui poate și voi un pic mai insistenți fiți în ceea ce faceți ca să-l izolați pe dânsul de mamă. Eu cred că a fost o pricină mai serioasă dacă cu adevărat este nepotul vostru. Dar nu vă gândiți și la altă persoană? Nu, pentru că mama a discutat cu această persoană și eu o cred pe mama. Nu știu, zic și eu așa să ajungă că rudele apropiate, vă dați seama, nepota asta e ceva strigător la cer. Să-ți fie frică. Bună seara, doamna Eugenie. Vă rog să luați loc aici, mai aproape de mine. Vă mulțumesc că ați venit astăzi în platou să ne povestiți istoria dumneavoastră. Îți povestesc, tăt. Sunteți o femeie curajoasă. Sunt curajoasă. Și vă mulțumesc pentru asta. M-a luptat pentru viața mea, m-a luptat. El e chiar nepotul dumneavoastră? Nepot, dar de la, nu-i drept, de la fica lui bărbatul meu. Vă așteptați la așa ceva? Nu m-am așteptat de la așa el? Ceva. Nu m-am așteptat deloc. Haideți să vedem totuși ce grad de rudenie vă leagă și care este istoria familiei noastre. Eugenia Morari s-a căsătorit încă pe când avea 22 de ani. Alături de soț, ea s-a mutat în localitatea de baștină a bărbatului și anume în satul Tuzara, Călăraș. Femeia povestește că abia după 2 ani de căsnicie, ea a aflat că alesul ei avea deja un copil. Și când pe urmă noi ne-am dus la părinții lui acasă, dar tatăl îi spune, măi Todric, tu nu te duci la fata și ea? Dar el de-am început la mine, hai te rog, nu mă lepăda, ei, dar avem o leac trăit de-am cu dânsul. Eugenia își amintește că a primit-o pe fată în familie și niciodată nu ar fi supărat-o. O perioadă după ce copila a absolvit internatul din Călăraș, ea a locuit alături de femeie. Cred că e s-o atașat de mine, e așa, mi-a purtat cinstea, e așa mult poartă cinstea, mamă înțeși, e o ființă tare bună. Acum 30 de ani, Eugenia a devenit pentru prima dată bunică. Ea spune că abia după primul nepot s-ar fi decis să nască un copil. Așa că nepotul ei, Vitrig Alexandru, a crescut alături de fica ei, Natalia. Nepot, eu l-am socotit, pentru că nepot eu l-am socotit. E fugărie baba Valea, e la mine vine. Femeia povestește că după 20 de ani de căsnicie, soțul ei ar fi căzut în patima alcoolului. Munca grea și băutura în exces l-ar fi făcut agresiv. Așa că Eugenia a decis să-l părăsească. Femeia, împreună cu fica, a revenit în satul ei de baștină. El era ce să voi master. Și că fășe la unul ceas, bie, fășe la unul și bie. De-am eu când am venit, sora mea avea nuntă, am venit la nuntă la sora și i-am spus că zic, eu mai despărțesc cu dânsul. Acum 2 ani, nepotul Alexandru a venit să o viziteze de Paști. Doar că sărbătorile au trecut, iar tânărul a rămas.
Deci, mamune, eu mă prinești să vin la mata pe o săptămână deodată, zis. Dar eu zic, Sașa, dar ce să faci la mine? Dar el zice, să ajută a strica lemne. Decizia nepotului nu prea a bucurat-o, recunoaște femeia. Eugenia știa că tânărul nu era responsabil și consuma alcool. S-a șezut la mine o pânică, nu cumpărat. După alte câteva luni, Alexandru a anunțat-o pe Eugenia că vrea să rămână definitiv în sat. Tot atunci i-a aflat că nepotul și-a cumpărat o casă și s-a angajat cioban la stâna din localitate. Doamna Eugenia, da. Fiica dumneavoastră, Natalia, acum până a intrat dumneavoastră în studio, ne-ați spus că în acea noapte, pe lângă bătaia cruntă pe care ați luat-o, nepotul dumneavoastră v-a hărțuit sexual? Uf, el a bătut după și la telefon acolo, eu grăiam cu mama și el, eu credeam că el ne întinde telefonul, dar el ne l-a pilit cu armatura aceea care era cu văzăliorul, el ne l-a pilit, că la mine telefonul omul nu lucrează. El a știut că eu, mobilnicul, el a dat lui și el a știut că eu n-am să am salvare din nicăieri. El a vrut să mă gătească atunci seara. Și după ce o bătut în fereastră, eu m-am dus și am catat lanterna, că avem o lanternă care strălușește, care se aprinde ghine. Și m-am dus în comnata și el alt, că da-mi târzi, eu m-am spărit de spaimă, dar el tot bătea la fereastră, că el nu știe cum să mă scoat pe mine afară. Dumneavoastră știați în acel moment cine este? Nu știam. Până a intrat în casă, eu nu l-am știut pe dânsul și nici el. Când am intrat, când am găsit fanariul și ala și ies în calidor, în calidor cu fanariul ies și i-am bătut în față. Și el cu văzăliorul în mână, cum am intrat și m-a dat așa cu mână. Dar eu vroiam cu mână să-i dau capșonul din, că el nu vrăghe. Eu pe coftă deodată i-am spus, cum am intrat, zic, Sașa, tu ești. El nică nu vrăghit la mine. Și cu văzăliorul și ala se-mi dă în cap și cu mână ține capșonul. Când ținea și cu fața în jos și el nu se putea lupta, așa de ghine, când eu în pișoare noi ne-am luptat, apoi el nu se putea lupta așa de bine. Și când ne-am dat gluga din cap, Doamne, m-a trântit jos, lângă scară, acolo, cum am avut noroc mare și de scară, că nu m-a trântit, că el s-a trântit pe mine așa cu fața în jos, apoi el avea să mă gătească cum să mă gâtuie. Dar așa eu m-am sprijinit de scară, nu știu cum m-am închicat, că m-am sprijinit de scară și el cu mâinile mă gâtuie. Eu îi luam mâinile, el mă gâtuie, eu îi luam mâinile. Haideți să vedem ce ne-ați povestit despre acea noapte, doamna Eugenia, pentru că văd că dau emoțiile. Să vă liniștiți, haideți mai bine să privim ce am filmat până. Atenție la ecran. El m-a sprijinit de gât, eu îi luam mâinile. Să vedeți ce tare mă gâtuie el pe mine. Două săptămâni eu am simțit mâinile în gâtul meu. Și tot negru era, tot gâtul, tot eu eram neagră. Cu văzătorul și cum eu așa zic că partea asta nu prea ne-o trauma, dar știți cum când ai bate un cui. Eu cinci ori șase văzătorii ne-o dat așa ea. Asta, urechea la mine cusută, tot urechea cusută. Aici, uite, de-am trei bort aici au fost. Eu eram într-un halat, m-am pregătit să mă spăl. Eram dezbrăcat și el m-a apucat și m-a strâns de două ori, odată tare. Tu, amoi, să te ridici de jos și ai să te duci în comnata cealaltă, într-o cealaltă comnată. Dar eu zic, dar ce să fac să așa în comnata aceea? El zice că să te duci așa și să fii mască cu fața în jos. Eu așa și i-am spus, zic, Sașa, eu tine te-am încălțit, eu ți-am dat bucăță ca mie de pâine. Și ne-a dat văzădioarele și ele în cap, iar eu cum m-am sprijinit cu capul, cum eram de scară, așa ea a închicat de scară și când el m-a adus partea asta ne-a venit, partea și ea ne-a venit de scară și nu m-a pălit partea și ea, dar ea ca partea asta, ea ca partea stângă, tot. Eu l-am potolit pe dânsul că de atâta că am început a plânge. După și asta au fost păliturile și alea la mine și la genunchi. Așa. El mi-a spus niei vorbile și lacrimile dumneavoastră l-au oprit? Eu nu știu, l-au oprit ori nu, dar eu mai tare mă gândesc că el s-a gândit că eu până dimineața și eu gata, telefonul nu lucrează, mobil, el știe că eu n-am, că i l-am dat lui. Și a plecat? Și ne-am dus în comnata și el altul, eu știu că eu merg și el în comnata care el mi-a spus să mă așez.
o mers în comnata și el altă și de-am eu iar am început a plânge și i-am spus, zic, Sașa, deși tu ai vrut să faci lucrul ăsta, să-mi iei zilele, am spus cuvintele astea, zic, tu și crezi, dacă aveai să-mi iei zilele, tu n-aveai, pe tine n-a să te găsească miliția, pe tine să te găsească, că eu lui Natasha i-am spus, la fată, eu i-am zis, eu lui Natasha i-am spus că tu ai căutat banii de, la mine de duminică, eu am observat că tu umbli la mine în casă și m-ai furat. Doamna Eugenia, cu ce intenție credeți că a venit el? Pentru ce a venit? Ziceți că vroia să vă omoare. De ce? Pentru bani. Eu mă gândesc pentru bani. Oare că alt sens pot spun că el a cumpărat casa și e o casă veche, dar și a mea nu chiar bună, dar tot. Și cândva eu i-am promis lui, am grăit cu fata, zic, Natasha, să nu îmbli el, că zice că cunatul lui îl fugărește, să nu îmbli el din casă în casă. Zic că, pe urmă, dacă tu n-ai să vii străiești în casă, e da lui străiască. Cum? Să... Deci dumneavoastră da, eu îl pregăteați ca moștenitor? Eu, știi, cu dânsul și el o deci aveați intenția să-i lăsați lui casă, da, să fie el moștenitorul casă. Da, am avut intenția să-i casă. Dar casa și el care a cumpărat-o, e vopșa, e vechi casă și e, cum? Trebuie de lucru, dar n-are cine lucra, că el... Bine, el nu-i trebuie bani. Eu așa mă gândesc, el o vine să-mi facă caputul. În curând, în acest platou, Alexandru, nepotul eroinei noastre, va răspunde la acuzațiile bunicii vitrege. El a acceptat să treacă și testul la detectorul de minciuni, rezultatele căruia le vom afla mai târziu. Dar până atunci, doamna Eugenia, mai am o întrebare. Nepotul dumneavoastră și astăzi se află în libertate? Da. Și astăzi se află în libertate. Ați mai dat ochii cu el din acea noapte? Am dat mai de ună zi la anchetator. La anchetator ne-a chemat pe amândoi față în față. Și cum a fost întâlnirea? Și el neagă, că el așa nu a făcut, că el așa nu a făcut. Eu și putem și sar la bătaie. Dar spuneți-mi, vă rog, acum, dumneavoastră, unde stați? La mama stau. Mama, v-ați mutat la mama dumneavoastră? Nu că m-am mutat, dar eu nu pot nici în casă, mă duc, eu am frică, eu mă tem de dânsul în primul rând, dar într-a doilea eu nu mă deschid ușa și nimeni apare poza în față. Și nu știu cum am să trăiesc acolo. Nimeni apare poza, eu i-am spus la bolniță, la anchetatorie când mi-au venit. Eu zic, eu cu ochii deschiși vă spun tot cum iese, dar cu ochii închiși eu văd filmul artistic, eu îl văd. Doamna Eugenia, liniștiți-vă puțin. Colegii mei v-au vizitat și au discutat și cu mama dumneavoastră. Câți ani are ea? 86 de ani. 86 de ani. Mulți ani înainte pentru ea și sănătate. Haideți să o auzim. Da, haideți să o auzim. Sună el la mine. Mamă, mă ușede, mamă, mă ușede. Așa, dar eu de aici, cine mamă? De mie nu a spus. Nepotul. Așa unii au zis. Și sunam la Natasha, Natasha, vină, mamă, și mamă, încă e, măcar s-o văd, așa plângem, măcar s-o văd, că duce la bolniță, dar eu n-am văzut. Și plângem. Și nu a venit Natasha, până dimineață e ptește, gata. Și nu s-a ratat el, că el nu grăie. A avut să moară rănie, și n-am avut să știm cine l-a ușit-o. Că pe dânsul avem de bun. Eu vreau să vă întreb, doamna Eugenia, dumneavoastră vă doriți ca nepotul dumneavoastră să fie pedepsit aspru conform legii? Numai decât când doresc. Și el nici nu s-a arătat, măcar eu, ea, că mi-a dezbătut dinții. Când am fost chemate noi amdouă, 900 de lei mașina a costat. 900 de lei și încă s-a stricat pe 9 zi la Bălți, că a venit de la Bălți și m-a luat pe mine în... Și ne-am dus la Drochea. Eu din sat, pe mine mă costă 400 de lei mașina, sau eu, că eu n-am cu ce mă duce la Drochea. 400 de lei mașina, că șofer, așa la... Și el nici măcar nu... Nici un ajutor, nică. Eu vreau să vă spun acum ceva. Alexandru se află acum aici. Sunteți pregătită să dați ochii cu el? Numai decât. Vă sunt în aprins, am trăit la dânsa. Tu cu capșonul în cap ai intrat? Da, am intrat capșonul, nici nu-ți zic. Nu ți-a părut rău deloc? Dar el zboară, el nici nu conștientizează și trece în jurul lui. Cum ai putut să-mi spui, amu, ai să te ridici de jos și ai să te duci în comnata și el altă și ai să te lungi, ai să te pui cu fața în jos pe masă? Ți-ai dorit să treci testarea la poligraf. Ce vrei să demonstreze acest test la detectorul de minciuni? Sper că a demonstrat ceva de bine.
uite la fereastră, el nu știe cum să mă scoat pe mine afară. În calidor cu fanariu ies și i-am bătut în față. Și el cu văzădiorul în mână, cum m-a intrat, m-a dat așa cu mână, cu văzădiorul în cap, el da în mine. Eu mă luptam, el cu fața în jos și cu o mână strage capișonul. El cu mâinile mă gâtuie, eu îi luam mâinile, el mă gâtuie, eu îi luam mâinile. Partea stângă, tot, mă ating voșin și răsă văzădiorii mi-o dat în cap. Eu pe coftă deodată i-am spus cum m-a intrat, zic, Sașa, tu ești. Nepotul ei, chiar nepotul de sora mea mai mare. Ziceți că vroia să vă omoare. De ce? Pentru bani. Eu mă gândesc pentru bani. După tragedia asta e nevoită să meargă în baston. Are dureri mari de cap. Nepotul dumneavoastră și astăzi se află în libertate? Da, da. În orice moment se poate repeta odată ce agresorul se află în libertate. Alexandru se află acum aici. Sunteți pregătită să dați numai ochii decât, cu el? Numai decât. Vom auzi răspunsul la toate aceste întrebări chiar de la presupusul agresor. Alexandru Morar, nepotul eroinei noastre, va intra acum în platou. Alexandru, te așteptă. Alexandru, bună seara. Bună seara. Alexandru, vreau să te întreb. Doamna Eugenia, este bunica ta vitregă? Da. Ea afirmă că acum o lună tu ai dat buzna în casa ei și erai cât pe ce să o omori. Tu ce spui? Nu e drept de așa așa. Nu e drept? Nu e adevărat? Nu. Dar cum? Care este adevărul tău? Eu m-am dus în ospiței la dânsă. Și ce ai făcut după? Zici că ai... ai venit în ospeție. Am intrat la dânsă în ospeție. Văslunina prins, am intrat la dânsă. Așa, ai bătut la ușă? Da, ți-a discuiat? Te-ai prezentat? Că uite, bunica, sunt eu, Alexandru? Sau cum nu m-am prezentat. Deschis ușa, eu am intrat. Așa? Și cu ce intenție ai venit? Să o vezi? Da, m-am să o văd. Am văzut lumina aprinsă, am intrat la dânsa. Și ce s-a întâmplat după ce ai intrat? Nu am intrat înăuntru. Bozna s-a început sfada. De ce? Nu ți minte, eu eram servit. Nu ne-am început atacul înăuntru. La cine am certat noi amândoi? Ea îmi spune așa, așa pune mânuța la inimioară și spune pentru cine am certat, că tu ai șezut la mine și eu nu ți-am spus nici, nu te-am fugărit nici. Pentru cine am certat noi atunci seara, dacă eu nici tu cu căpșonul în cap ai intrat? Da, am intrat căpșonul, nici nu zic. Eu toată vara am cu căpșonul în cap. Alexandru, tu ai lovit-o pe bunica? Da, când am intrat eu m-am închedicat și s-a prinit că am lovit-o pe dânsă. Am vrut să mă opresc, să nu chic jos și am lovit pe dânsă. Bunica ta are urechea cusută, avea o gaură, efectiv o gaură la față. Ca să nu mai vorbim cât de vânătă este, e îngrozitor. Asta s-a întâmplat... Am făcut și... Deci te gândeai totuși că ai făcut un rău? Da. La 6 am ieșit la lucru, am mai trecut la un băiat, am mai stat, m-am servit acolo, pivă. De acolo am trecut la alți băieți, tot într-un drum spre casă. Am mai servit cu dânșii. Pe drum am trecut lângă magazin, că era deschis magazinul, era aproape 7. Într-aș ne-am luat o pivă în tic. O trecut un om care lucrează tot acolo cu noi la maștat într-o zi și el nici mi-a dat o pivă. Nu am înțeles deodată pentru ce. Și m-am scândeal. La băiet am băut piva și mi-am amestecat și rachiu și pivă și prost la să văd. Să mai văd ce faci, cum la dânsa, cum... Am ajuns la dânsa, la lunină, am văzut că arde cheia acasă. Nu doarme. Am zileagat poarta, am intrat, am bătut la ușă. Eu ieșit. Da, eu eram de amul. Servit foarte tare de amul. Și nu deschis ușa, simt că eu vreau să iasă și eu am vrut să intru în casă. Și a început gălăgie. La gălăgie și ea, de unul și pe unul, am prinit în cap două. Unde am de atunci eu nu țin minte ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat acum. Alexandru, anterior bunica ta a spus că în acea noapte tu ai încercat și să o agresezi sexual. Nu-i drept. Nu-i drept sau tu nu ții minte? De așa și ava, eu nu m-am pornit la dânsă. Dar poți să nu ții minte și despre da, asta? Da, da. Posibil să nu ții minte, dar știu, sunt veri în mine că așa și ava nu ne-am permis. Da, când ai lăsat-o în starea aceea care tu ai lăsat-o și te-ai dus... Nu ți-a părut rău deloc în stare și care dus, tu ai lăsat-o? Eu când și te-ai dus liniștit și te-ai culcat. Eu când m-am dus, i-am cu ieșit de urma mea.
Da, cu închis ușa. Dar după aceea eu nu s-o mai putut. Eu când am ajuns, eu nu s-o putut ridica. Spați să dau și eu. Cum ai putut să-mi spui amu? Ai să te ridici de jos? Și am să spun eu, așa e să faci. Dar eu zic, da, și să așa și să fac. Ai să te ridici de jos și ai să te duci în comnata și la altă și ai să te lungi, ai să te pui cu fața în jos pe masă. Dar și nu a fost așa vorbi. Asta nu eu... a fost, să-mi și eu și sunt proastă. Păi tu zici că nu ți-ai minte. Și tu zici că nu ți-ai minte. Dacă tu zici că nu a fost așa, tu nu ți-ai minte. Bun, eu am zis să intri în casă. Natalia a intrat în casă, te-ai pus pe pat. La închetător încă mi-ai spus că tu pe mine m-ai sculat din calidor. De lângă ușă, de jos, te-am așteptat să te ridici jos, te duci în casă. Păi asta ții minte, Alexandru. În unele momente ții minte. M-am pornit înspre casă, eu ne-am început a reveni în lecțic. Știu că ți-ai dorit să treci testarea la poligraf și vreau să te întreb, ce vrei să demonstreze acest test la detectorul de minciuni? Sper că a demonstrat ceva de bine. De bine pentru cine? Pentru amândoi. Dar ce bine poate să demonstreze testul pentru bunica ta, pe care am văzut-o mai devreme, cum arăta, în ce hal era? Și merge în cârjă. Ea până acum o lună mergea în cârjă? Nu. Mergea tot greu, dar nu mergea în cârjă. În cârjă. Tu regreți ce ai făcut tu astăzi? Tu ai văzut și urmați din bunica ta, vitregă, da, care te-a primit, te-a dăpostit, te-a hrănit, te-a îmbrăcat, ai trăit în casă. Ai văzut ce ai făcut? Mobil da. Ți-am dat. Dacă 10 ani de zile tu primești pentru așa ceva, la tine dosar penal, tu regreți și ceri scuze măcar de la dânsa. Da. Când? După și primești ori înainte. Înainte. Dar te știu. Dar până acum, unde ai fost tu? Până acum, niciun sunet. O lună de zile, unde ai fost tu? Unde Natasha, îți spun, te rog, de câte ori a sunat mama? La voi. Dar ce are mama ta? Stai puțin, Alexandru. Eu de 30 de ani și nu mă auzi. Care mama? O vom auzi și pe mama lui Alexandru în această seară, dar vreau să te întreb... Vreau să te întreb dacă... Uite, te-a întrebat și domnul Latășev. Dacă îți pare rău, de ce nu ai contactat-o pe bunica? Mai ales că stați în același sat și tu ești în libertate. Eu am discutat cu un om care lucrez la dânsul. El mi-a spus singur să nu mă aproche la dânsul acasă. Aha, și, și anume din această cauză da, ai zis că mai bine nu. Și eu sunam mama și tot îi spuneam să o suni pe Natasha când vin eu în am sat să mă aproche ei la dânsă. Nu a luat mama na, ta. Natasha niciodată nu a răspuns la telefon. Da, n-am vrut să ridic. Așa. Deloc. Am înțeles. Am ridicat de vreo două ori după aurea. Să mă aproche singur la dânsă la acasă. Ea spune atât vreme că tu nu ești vinovat. Adică acum a venit momentul să o auzim pe mama lui Alexandru, care spune că nu își poate imagina că băiatul ei ar îndrăzni să-și bată joc de propria bunică, chiar și vitregă. Noi am putut discuta cu femeia doar la telefon. Să o auzim acum. Nu știu și când s-a dus la dânsă, era unde n-a prins în casă. Eu i-am întrebat, poate tu, dacă erai servit, nu știu cum ai deschis tu ușa, cum ai bătut la ușă, poate ies o spăreț și mă rog, s-o aparat. Și el, dacă se ghiță, un iarvat și, mă rog, o poliție, nu așa să pot. Nu pot să-l ajutam la moment, nimic, eu sunt mică pe drumuri. Am datorii, trebuie să mă achit. Mama, ce rog frumos, iată, dacă poți. Asta cum te lasă inima, dacă poți, dacă nu, nu. În alt mod, nici eu nu-l pot ajuta cu nimic. Eu nu l-am trebuit să facă rău. Și nu am să-ți ducă la deza să facă lucrurile astea. Eu niciodată. Dar ce-o că să-ți lucru, să lucrez. Să aibă capital lui. Eu n-am de unii să-l spun. Nu, ei femeie tare bună. Eu m-am înțeles cu dânsa tare. Nu știu cum spun, tare. Hai să auzim acum cine s-a spus despre cazul vostru la Procuratura din Drochia. Atenție. Cazul din 16 septembrie 2021 din satul Lazora 1 Drochia a fost pornită urmărire penală în temeiul articolului 79 alinea 2 din Codul Penal, violare de domiciliu și articolul 73 din Codul Penal, hărțuire sexuală. Pe cauza penală figurează un învinuit care a fost reținut pe un termen de până la 72 de ore. În caz dacă vinovăția sa va fi demonstrată, riscă o pedeapsă cu închisoarea de până la 3 ani. La dânsul pornit modul avion. El nu reacționează la situații. Avem o persoană distrusă și mama lui, care m-a auzit-o pe telefon, distrusă, dar el zboară, el nici nu conștientizează și trece în jurul lui. Stând două vezi distrusă,
care una retrăiește pentru ceea ce au făcut și alta retrăiește pentru ceea ce au făcut, dar la dânsul e absolut o normă, așa, parcă se creează impresia, nu știu nici cum să mă expun. Și, iată ce ține de calificarea juridică, în principiu, da. E 179 violare domiciliu alineat. A fost comentată fractură la obraz, poate să fie ușoare, cel mult medii. Numai nu grave și nu... Deci, conform regulamentului care l-au medicii legiști la calificarea leziunilor corporale, în principiu, dacă nu sunt fracturi ce afectează organele vitale sau nu dereglează sănătatea pe durată mai îndelungată de timp, pot fi și ușoare. Adică, aspectual, arată catastrofal. Dar, ca gravitate, ele nu pot fi calificate mai grav decât sunt. Dar și articolul 79 alineatul 2, violare domiciliu cu aplicarea violenței și 173, îs destul de, mă rog... 3 ani de închisoare. Da, pentru ce? Pentru o faptă inconștientă care... Băi, Alexandru, nu-ți place... Apropo, inconștient, neinconștient, haideți să aflăm acum. Alexandru, tu ai acceptat să treci testul la poligraf. Hai să vedem cum a fost testarea. Atenție la ecran. Pui minciuni despre ceea ce s-a întâmplat în casa bunicii tale în data de 16 septembrie. În noaptea de 16 septembrie ați mângâiat-o pe Mărari Eugenie în locurile sale intime. Ceva mi-a povestit, dar multe detalii a spus că nu le ține minte. Deja în urma testului poligraf o să stabilesc dacă persoana spune adevăr sau minte. Așadar, Alexandru, ai trecut acest test. Ești gata să auzi rezultatele? Da. Prima întrebare din lista mea sună în felul următor. În noaptea de 16 septembrie, plecând la bunica ta, cunoșteai că ea are o sumă mai mare de bani în casă? Nu. În cadrul testului ai răspuns nu. Da. Și așa cum arată rezultatele acestui test, răspunsul tău este un neadevăr. De ce? Eu și la dânsa n-am avut atât cu bani. Sașa, tu m-ai furat pe mine, intrai în casă Sângurel și lasă-mă... Când am intrat la Natal în casă Sângurel? Joi la mine era pus 100 de lei la șor să mă duc și când am intrat nu era. Când ai intrat eu nu știu, dar tu intrai... Dacă eu am ieșit la ora 6, la loc, la 10 am ajuns la Natal. Eu de tine nu m-am păzit. Eu ți-am lăsat cheia cum lăsam sub un... Țulișor, eu de nu știu unde leșna. Când de câte ori vin eu la Natal și vin singur, ori vin fără Natal într-un casă. Hai, lasă, de-am fost furat, dar testul las pui mai departe. A doua întrebare a sunat în felul următor. Intrând în ograda casei bunicii, aveai un fier în mână? Nu. Așa ai răspuns în cadrul testului, ai spus nu. Da. Și acesta este un neadevăr. Dacă el a venit pregătit și... Dar ce pregătit? Dacă eu știu cum am venit la lucru, cum Sașa, pregătit? Sașa, oară și în stare de ebrietate, tu nu trebuie să te duci la dânsa. Și cu șerul mână, cu văzădiorul, să-mi dai în cap. A treia întrebare. În acea noapte, ai lovit-o primul pe bunica ta? Da. Deci totuși ai recunoscut că ai lovit-o pe bunica ta? Da. Primul. Da. Și acesta este un adevăr. A patra întrebare. Ai dorit să o omori pe bunica ta în noaptea de 16 septembrie? Nu. Și așa cum arată testul, el a spus un adevăr. O altă întrebare din cadrul testului. Ai planificat în acea noapte să furi bani de la bunica ta? Nu. Testul arată că ai spus aici un adevăr. Spui minciuni despre ceea ce s-a întâmplat în casa bunicii tale în data de 16 septembrie? Nu. Testul arată că la această întrebare ai răspuns nu, ori acesta este un neadevăr.
răspuns și așa am știut și cum am intrat. Ai atins-o intenționat pe bunica ta în locurile intime? Nu. Ai fost sincer? Da. Pentru că testul arată că tu ai spus un neadevăr. Alexandru, și ultima întrebare. În noaptea de 16 septembrie, ai impus-o pe Eugenia Morari să facă sex cu tine? Nu a fost așa vorba. Dar de ce răspunzi atât de sigur aici, atâta timp cât cu ceva timp în urmă ai zis că practic nu ții minte nimic din ce s-a întâmplat în casa bunicii tale în acea noapte? Dacă știu că la urmă eu i-am să intri în casă, pe pat. Dacă de unde s-a luat vorba asta. Dar nu a fost deci vorba ai răspuns scosă, nu, atunci masă. Când ai fost întrebat dacă ai impus-o pe Eugenia Morari să facă sex cu tine în acea noapte. Ai răspuns nu. Nu. Testul arată că acesta este un neadevăr. El pe masă ne-a spus mantien. Eu am zis, dar ce pe masă? Eu am spus că la asta el s-a referit. Eu am spus intrați pe pat, în casă. N-am spus intrați pe masă. Masă cu casă este un Alexandru, iată ce Sasha, a arătat eu este. Azi, eu nu știu cum să spun. Eu nu știu cum să spun că eu ce-am tras în ziua și eu tot viața n-am să mai uit. Ai noroc că legea nu-mi permite eu să mă clarific cu tine cum vreau eu. Ai noroc, pentru că eu mă gândesc că cineva o să suferi din cauza la aceasta. Dar tu când ai făcut lucrurile astea, tu nu te-ai gândit la cei din jur. Că o să suferi cineva. Dumneavoastră ați fi gata să-l iertați pe Alexandru? Eu nu. Eu tot. Pentru că el acum a servit mult. Natalia, vreau să o întreb pe mama ta, pentru că ea e victimă. Eu și să fug din sat, așa iasă, eu trebuie să fug din sat. Dumneavoastră credeți că el este în continuare un pericol pentru dumneavoastră? Da, el e în pericol pentru mine, da. Gata, eu deam... Eu aș zice, doamna, totuși, și dumneata, să-l iertați. Alexandru, scoală și apropie-te de bunica. Cereți iertare cu adevărat. Eu mă tem de lasă-l să șadă acolo. Și dă cuvântul că nu o să mai faci asta. Trezește-te. Nu vine spre mine. Nu-i vine. Sasha, scoală-te că... Mă rog, stii mai ieri. Scoală-te mai mult așa și au nasă. Și mai mult. Tu uite că eu am rămas calică. Eu am rămas capul meu și cu capul meu de șase văzădioare la cap. Și cu capul meu, te spune. Și cu măsări, cu dință, nici eu nu pot mânca. Și nimeni să ne locuiesc cu 900 de lei. Eu pot cu 900 de lei să mă duc să mă lecuiesc, chiar spune în tunie. Eu te ajut la lecuie. Mă ajuți? Da. Ridică-te, te rog, în picioare. Cum spune legea, 3 ani, poate mai mult. Acolo ai să lucrezi la calcar, scoți cotileții, chiatră, ai să faci bani. Ai să trimiți lui bunica ta, spune bunicuță, na, lecuiește-ți dinții, du-și lecuiește picioarele, du-și lecuiește urechea și pe urmă stai acolo, o să vine mintea la cap, acolo pentru viol pe tine o să te primească foarte frumos. Tu ești cel mai întrebat băiat acolo. Eu în totalitate sunt de acord cu rezultatul testului că Alexandru nu a intrat că se ucide pe Eugenia. El a intrat ca rutină care intra, mai ales după a băut, și așa Alexandru, vârsta mentală, e mult mai jos decât, datorită situației care a avut, nu poartă nicio vină din punctul ăsta de vedere, a intrat ca un om beat, care se comportă exact ca un copil, dar ca om cu forță. Dar că Alexandru, în momentul respectiv, cine știe în starea care era, ce a mai făcut și cum a fost posibil și eu sunt de acord cu rezultatul testului, cât văd eu pe Alexandru. Eu pe doamna Eugenia aș sfătui eu, odată ce este o cauză penală, de fapt două, să înaintați o acțiune civilă, un fel de cerere, așa se numește, acțiune civilă, prin care să solicitați ca să fie recuperat prejudiciu material și prejudiciu moral. Prejudiciu moral, ceea ce contează dumneavoastră că ați retrăit, sufletește, psihologic și atât, cum a spus, că frica asta care o aveți și la ziua de astăzi, că nu puteți intra în casă, că vă apare toată imaginea aceea,
și prejudiciu material ce ține din tratament, investigații și tot. Dar așa. Dar unde să mă adresez cu asta? Păi asta trebuie ori la organul de urmăriri penală să vă întocmească, să-i spuneți că vreți așa o cerere, ori să vă luați un avocat. Nevoastră, acum aveți nevoie de o susținere în punct de vedere juridic. Eu sunt gata să vă ajut la întocmirea cererii, este acțiunea asta civilă, adică o să ținem legătura, vă ajut să o întocmiți ca să fie anexată la dosar. Mulțumesc! Atunci când el apare, nu mai deschideți ușa. Apelați deodată 112. Ai posibilitate la 30 de ani, uite, ești înalt, zdrav, puternic, nu te împiedică nimic să pui mâna pe un ciocan, pe o sapă, dar ciocan nu se mai dă în capul bunica, dacă să fără niște chiatră, să participi la construcție, să faci un ban, să-ți modernizezi casa, să-ți modernizezi viața, să te modernizezi pe tine, poate știu că îți dorești, faci o familie care trebuie tot asigurată. Așa cum o duci tu acum, o mai rămas, știi, un picior deja în râp, o mai rămas a doua și te-ai dus cu totul. Și nu cred că asta e ok la vârsta care o ai acum. Ești încă tânăr, iei-te mâini și... Aici încheiem liniște și pace. Vă doresc să aveți cu cei dragi mereu alături.